salutare și bine ați venit la un nou episod. Numele meu este Mike și astăzi, de fapt în seara asta, o să instalez nou soft. Da, într-un final așa a ajuns. E destul de târziu. Speram că o să pot să stau în seara asta liniștit, să dorm și să-l instalez mâine, însă nu o să pot face. Sunt foarte curios și o să vreau să văd exact dacă funcționează sau dacă nu funcționează. Tocmai am primit mail-ul cu fișierul, l-am descărcat, este pus pe desktop. Urmează acum să fac din nou toți pașii, numai că de data asta nu va trebui să scot absolut nimic din ECU, va trebui să adaug noua hartă. A durat destul de mult, cum v-am spus, însă i-am înțeles pe cei de la AET, pentru că au un singur om care se ocupă și de comenzi, și de software, și de absolut tot. Și, suntem totuși într-o situație un pic mai specială și trebuie să ne adaptăm, asta este. Haideți să instalăm nou soft și să vedem dacă merge. Ok, o să urmez instrucțiunile oferite de cei de la AET și avem următorul lucru pe care îl menționează aici. Trebuie să avem contactul pus și mufa băgată în momentul în care o să pornim tool-ul. Tocmai am introdus mufa în OBD. Mufa în laptop. Ar trebui acum să pun contactul. Ok. Și pornim tool-ul. Urmăm aceiași pași. Captura trecută. Next. 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 Ok. Se pare că avem toate datele identificate. Nu ne rămâne decât să apăsăm Next și să încărcăm practic noua hartă. Haideți să vedem dacă funcționează. Ok, din nou am opțiunile exact ca tura trecută. Read program, recover. Tura trecută am dat read pentru că trebuia să scoatem harta, iar acum o să programăm, da? Program. Și va trebui să selectez noua hartă, e undeva pe desktop. Acesta este fișierul. Open. Turn ignition off. Wait 5 seconds. Ok, au trecut 5 secunde. Turn ignition back on. Contactul pus, keep driver door open, din nou, faza cu ușa. Ok, am deschis ușa și dăm ok. Ok, din nou pomul de Crăciun. Erasing memory block. Mamă, nu sună bine deloc asta. Ok, ăsta este unul din momentele în care chiar nu-ți dorești ca bateria la laptop să termine sau să se întâmple ceva, nu știu, să iasă cablu din USB sau chestii de genul ăsta. Vedeți aici, please do not interrupt this process, deci e clar că nu ar trebui să întrerupem procesul sub nicio formă. Ok, a început deja. 5%, 6%, 7%. Din nou avem aici niște becuri aprinse. Nu știam că am becurile astea, ca să fiu sincer. Nu le-am văzut niciodată aprinse până acum. Încă 2 minute. Ok, cred că asta a fost, acum știu că ar trebui să mai fie un singur pas. Ok, din nou zgomote. Please switch the ignition to the off position. Off. Ignition is off.
and Echo has been successfully programmed. Ok. Închidem tool-ul. Trebuie să scot mufa. Ok, mufa scoasă. Asta e momentul adevărului. O să pun contactul. Să văd dacă mai pornește, dacă nu ia foc, dacă se întâmplă ceva de genul. Un pic să reglez scaunul. Ok, până acum nimic. Apăs ambreiajul. Am pornit mașina. Ok, niciun bec. Nimic nici aici. Nici aici. Nici aici. Wow, cred că am făcut-o. Cred că am mers. Am instalat softul. Nici o eroare în bord. Tot a decurs exact cum trebuie. Am câteva emoții pentru că o să merg și cu mașina, vă dați seama, să văd exact cum merge. Nu o să merg în seara asta, o să merg mâine, deci tot nu o să dorm în seara asta. Așadar, pentru clipul ăsta cam asta a fost. Sper ca totul să fie exact așa cum am așteptat, pentru că am mari speranțe, ca să fiu sincer, chiar dacă nu e mare lucru, dar vorbim totuși de stage 1, n-ar trebui să fie creșteri majore de putere. Am totuși speranțe pentru că review-urile pentru softul ăsta sunt foarte bune. Cam asta a fost pentru astăzi. Țineți aproape pentru că urmează clipul următor în care voi face un first impressions video în legătură cu despre soft. Dacă v-a plăcut, like și subscribe. Rămâne să ne vedem într-o viitoare. Peace!